Primăria Zalău, prin operatorul de transport în comun, pune la dispoziția cadrelor medicale de la Spitalul Județean de Urgență, în mod gratuit, mijloace de transport în comun. Un autobuz de capacitate mare îi va duce pe angajați la serviciu la 7 dimineața, respectiv la ora 19, pentru ca la interval de 10 minute să îi preia pe cei care ies din tură și să îi ducă acasă. Întrucât în această perioadă cadrele medicale sunt foarte expuse riscului de îmbolnăvire cu noul coronavirus, autobuzele le vor fi destinate exclusiv, fiind respectate toate condițiile de igienă și dezinfecție. Ele vor circula pe ruta Brădet, Benzinăria Mol, Școala Gimnazială Corneliu Coposu, Spitalul Județean și retur. Detalii despre acest demers ne oferă primarul Zalăului, Ionel Ciunt. Grija noastră este extrem de mare pentru personalul medical și mă refer aici la tot personalul medical, sigur, în primul rând la medici, dar și asistenții medicali și ceilalți personal medical care ajută la rezolvarea situației în care ne aflăm și a cazurilor care ajung la spital. Și din acest punct de vedere am luat decizia și am solicitat ieri printr-o adresă scrisă conducerii spitalului să ne comunice programul orar și punctele din oraș de unde putem să luăm cadrele medicale. Sigur, după ce o să aibă o discuție cu, fără îndoială, cu medicii și cu asistenții medicali din spital, noi având disponibilitatea de a pune la dispoziție în mod gratuit transportul personalului medical la serviciu și de la serviciu spre casă, prin mijloace de transport în comun destinate exclusiv transportului acestei categorii sociale. Pentru a evita riscul de a se îmbolnăvi ei, medicii, și personalul medical, vrem să punem la dispoziție și avem capacitatea asta mijloace de transport care să fie destinate exclusiv transportului personalului medical.